Anul 2013 a fost unul plin de rezultate bune pentru echipa de fotbal Bandurii Târgu Jiu. Elevii lui Pustai au reușit să bifeze o calificare senzațională în cupele europene, au trăit o experiență europeană și au întâlnit adversari de calibru din lume. Deși au adus doar două puncte în cont, Bandurii au părăsit Europa cu fruntea sus. Nici pe celelalte două fronturi, gorjenii nu s-au făcut de rușine. Deși au avut un program aglomerat, Bandurii au făcut față și au încheiat anul 2013 pe locul 4 cu 34 de puncte în Liga 1. Antrenorul gorjenii își dorește continuitate în rezultate. Vă doriți dumneavoastră de la 2014? Sănătate, în primul rând, și pe plan sportiv să încercăm să avem continuitate în rezultate. Cel mai vânat atacant al momentului, brazilianul Eric de Oliveira, recunoaște că 2013 a fost un an bun pentru Pandurii și vrea rezultate bune și la anul. Ce-ți dorești tu pentru 2014? Cel puțin să fie cum a fost 2013, plin de sănătate, bucurie și fericire. Pandurii vor în mod special multă sănătate de la anul 2014. Ce dorești tu pentru 2014? Pentru 2014, în primul rând, îmi doresc să fiu sănătos. Eu, familia mea, familia Pandurii și pe această cale doresc la toată lumea multă sănătate, fericire, pace sufletească și cât mai multe bucurii. Gorjenii și-au stabilit programul de pregătire de iarnă. Reunirea lotului este programată pentru data de 13 ianuarie 2014, când este programat primul antrenament la Târgu Jiu. Pe 17 ianuarie, Pandurii se va deplasa în Antalya pentru un prim stadiu de pregătire.